Bine, mai gata, o să vorbesc. Da, poate chem degeaba și nu te persecută nimeni, că nu știu ce-ți fac. Yes, yes, yes! Ce fericire! Când o să mă vadă ăștia, cum mă persecută nenorociți ăștia de dincolo, o să mă avansezi direct general. Yes, yes! Ce vreți dumneavoastră fac? Păi uite, vreau să-i dai o bătăiță bună lui Gogoșică. Da, când îți spun eu. Ce? Doamne ferește, ați nebunit? Eu cu nebunii nu mă bat. Uite, vezi? Nu vrea nimeni să mă ajute. Să crezi tu că te mai avansezi vreodată. Deci nu-l persecută nimeni, comandante, da? Dar asta ce mai e? Și mai pune și femei să-l bată. E înjositor. E prietena lui. Prietena lui, ia uite, sunt și masochii, ia uite, are mustață. De aceea, colonele, o să am grijă să fie avansat cât mai rapid. A, nu, 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 nu e o greșeală, vă rog frumos. E o greșeală, nu trebuie. O să te dea afară din armată. Dar asta nu mai pot eu. Păi la ce salariu mi-a promis Calțone că o să am? Cumpăr armata cu totul. Și nici nu o să mă dea afară din armată, pentru că nu o să știe nimeni că eu joc. Pentru că o să joc sub alt nume, pseudonim Costello Donuts. Costello Donuts? Păi și mintea tot e Donuts-o ai. Mă, o să te recunoască după față, tu nu înțelegi? A, sau filmez numai de la mijloc în jos. Ai vrea tu? Am și replici, dragă, dacă vreți să știi. Ia ascultă. Așa, mai repede. Ia, zo, știu. Vorbești și limbi străine. Mă, Gogoșică, tu nu înțelegi că faci o mare prostie. Tocmai acum, când trebuia să te avanseze și pe tine, tu chiar nu înțelegi. Mai lasă-mă, fată, cu vrăjeala asta cu avansare. Dacă era să fiu avansat, eram avansat până acum. Mai ai și tu puțină răbdare. Trebuie să sosească ordinul ăla. Nu, nu mai am nicio răbdare. Mâine o să fiu pe platourile de filmare. Să-ți fie clar. Cum nou comandant? Așa cum auzi, pupăză, ce te oftici? Așadar, până ce devine șeful, rete niciodată, eu, Mârlanu Ferdinand, întâiul, voi fi barosan acie. Și ca atare să institutau funcționalizează din nou ordinea și disciplina. Și când zic disciplina, mă refer la disciplina aia adevărată pe care numai o mână de fiel ca mea ar putea să o instituționalizeze. Dacă mă înțelegeți. Șeful, da, parcă... Ce-am dat eu voie să vorbești, troșcă? Din clipa asta și începând de acum mai departe, nu... Respirați până când nu vă dau eu voie, s-a înțeles? Da, să trăiți! Ce-ați înțeles, bă, zici, nu respirați, nu respirați! Mă terminați cu nervii de trâmpiți ce sunteți, nu mai știu niciunde a rămas. Unde n-ai mai rămas? Unde n-ai mai rămas eu cu ea? Vorbeam de ordine și disciplină. Directorilor, v-am dat eu voie să vă relaxați în picioare toată lumea, că vă calc în picioare! Păi, nu mă interesează. Descurcați-vă. Hai. Dar sunteți comandant unității, șeful, nu se poate. Și când mi-ai luat biroul, nu eram tot comandant? Nu te-ai gândit la treaba asta? Sunt comandant numai când aveți voi interes? Ei, uite că nu mai vreau. O să mai fiu comandant atunci când o să am eu chef. Da? Ești afară că vreau să mă odihnesc. Hai. Domnul comandant, nu puteți să lăsați pe Mârlanul la conducere, că la ei... Dar nu l-am pus eu, mă. S-a autoproclamat. Nu vă convine? Dați-l jos. Nu știu, faceți revoluție. Dar în liniște, eu vreau să mă odihnesc. Hai, afară. Afară, să trăiți. Afară. Domnul comandant, Gogoașe vrea să joace în filme pentru adulți. Nu mă interesează. Afară, afară.
Ce păpușicu, scaun și popotam? Nu caut elefantul, adică pe tine. Ia zi, vrei să faci un ban astăzi? Raus! Mai repede! Hai, caută poteca! Îmi scrii de munți! Vreau cu acesta jos aceea. Ia zi! Ia zi, cât vrei ca să-l ții pe Gogoașe în unitate? Opa, dar unde vrea să ducă? Fără întrebări. Zi o sumă. Păi, dacă știu eu ce să zic, că sunt și eu comandant acum, am alte priorități, un bine. Nivelul standard mult mai ridicat, mai... 2 milioane e bine? Dar nu mi-e de mine, mi-e de Emma. Tu-ți dai seama ce o să-i facă ăla dacă ajunge comandant? Auzi, bă, pupăză, dar din ce nu-l cer, bă, ta nevastă? Că-i închis și gura lui Mârlanu și cu ocazia asta îi faci și trânsul o surpriză, na? Și cu ce s-o cer, Chiorete? Cu mâna în fund? Păi am eu bani de inel, de flori, de tot acâmul? Păi bine, bă, nenorocitule, tu o cer de nevastă cu mâna în fund? Cere, bă, frumos, cu toată gura! Încotor! Asta... Încotro! La filmat, șeful! De mâine încep! Mi-a dat voie șeful! Să mor tu! Dacă nu credeți, întrebați-l! Ia să-l întreb, mă! Domn comandant, i-ați dat voie lui Fătăros să plece în unitate? Nu! Ai auzit? Ai venit tu la mine să-mi cer voie! Să te învoiești și ți-am dat eu voie! Mă, tu-ți bii șef în față! Haideți, domn sergent, că n-am chef de o glume. Uitați aici, biletul de voie semnat de domn comandant. De fostul comandant, bă. Acum, ca să ieși, trebuie să iei bilet de voie de la nou comandant. Recte, eu. Mă înțelegi? Și eu nu dau bilete de voie decât pe bani, mă. Da? Pe cât? Acum nu știu ce să zic, am și eu o prestanță, sunt dita mai șef, am niște standarde mai ridicate. 5 milioane e bine? Și în filmele alea, tu ce crezi că joacă, măicuțe? Măi, eu dacă îl prind că se întinde cu toate spurcatele alea, înnebunesc, nu știu ce fac. Dar nu se întinde, dragă, cu nimeni, potolește-te. Vreau doar să... îți forțeze mâna pentru avansare. Crezi că ea în filmele alea XXX bagă toți burtoșii? Hai mă! Adică plinuții? Să nu te prind că îi dai vreun ban lui Mârlan. Îi dau și dublu numai să mi-l țină pe nebun aici. S-ar roșițele duducuțe grațioase. Ce-i, sergent? Ai intervenit o mică problemă. L-ai scăpat! Nu l-a scăpat, nu, nu. A intervenit o problemă de natură financiară, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Da, la valoarea ta nu se pune problema, e minoră pentru... Gogoașe în filme XXX! Costello Donuts! Pe cuvânt, dacă nu-i telenovela, auzi? Și sergentul profită de amândoi. Știți la ce sumă a ajuns? 5 milioane! Cât? Doar ca să-l țină în unitate! Aha. Auziți? Nu-i facem noi o contraofertă? Cât? Ți-am mai zis odată. 15. Își face ambiția cu mine, hm? Bine. Vă dau 16, dar acum plec. Chiar în clipa asta. Mă, stai așa unde pleci. Păi ce ai bătut palma cu mine? Stai să stau și eu de vorbă cu fata, să... De fapt, asta-i că... facem altfel, mă. 18 milioane. Domnișoara oferă 18 milioane. 18 milioane odată. Hai, Gogoașe, că trebuie să dai mai mult, că ești dita mai actorul. 18 milioane de dolari. 20. Excepțional, s-a stricat 20. Domnul Gogoașe, dar ce zic eu, domnul Gogoașe? Megastarul cerceafurilor,
Costela Donuts oferă 20 de milioane. Bravo! Hai, dragă, bagă-te și tu, că ești avocat. Avocații are bani. Te face asta de rușine. 20 de milioane de doi. 22. Senzațional, doamnelor și domnilor. Unde-i Dan Diaconescu să mă vază? Să mă ia la el de misiune, să mă dea reluare și direct și indirect în același timp. Avem 22, cine dă mai mult? 22, dar... Îți pui ambiția cu mine, da? Iubi, ha? Nu, tu îți pui ambiția, inconștientule. Bine. 22 de milioane de două ori... 40 de milioane. Cincizeci! 60! Tâmpitule! Pleci, a? Nu vrei să vezi cine câștigă? Unde duci, dragă? Să se hotărască cine a câștigat! Ce mai vreți, mă? Să te ajutăm. Cum? Îl castrați pe Gogoașe? Dă-ne 9-10 milioane și îți garantăm că nu mai iese Gogoașe din unitate toată viața. Nu vă mă credeți proasta voastră? Escrocilor! Păi dacă umflatul ăla-i dă voie, cum o să-l puteți opri voi niște amărâți de caporali? Dă banul și o să vezi. Asta, bă, șifonat așa ad alta. Șifonat nu-i cinstit. Eu m-am rățuit la Ariana numai așa, ca să arăt cine e cocoșul în casă. Dar de unde n-ai poate să scot eu acum 60 de milioane să vă dau și pentru amărâtă de permisie? 90, că 60 era momentul când am leșinat. Scoate hârtia de vârf! Dar nu-i trăficiotele, da, nebunesc! Da, așa am informații și am... Am informații că licitația a mai durat după aia. Freacă-mă, inginerul ăsta! 90 de milioane! Vă dau 10 milioane, dar 90 de milioane e japcă pe față! E, atunci să-ți ia adio, bă, de la viața de pornostar. E pornostar? Da. Costele Donuts. Vezi, bă, Costele, lumea e nebunită după tine. Mai freca atât că dai de oase. Nu-i păcat, mă, de... Nu-mi place. Nu-i păcat de tine, mă, să-ți termin cariera înainte să începi? Că te mai freci cu dreptul. Bagă-ți pe stângul. Păste, că așa vreau să-l porc pe ăsta, că am stângul mai mic, la dreptul amunii. Am înțeles. Elegant aici. Rămâne ăsta. Șeful, 10. Ah, Gogoașă. Hai, șeful, vă rugăm noi frumos. Dacă-l consemnați pe Gogoașă în unitate, pe cuvântul meu, dacă nu vă închiriem noi un super birou, unde vreți dumneavoastră? Bă, tu nu înțelegi că eu nu... Îl vreau pe al meu, biroul meu! Dă-i mâna apoi, că ne cere aia banii. Nu poți, bă, ai nebunit? Unde ai vrea să o duc eu pe Deziret după nuntă? La voi în dormitor? Tu ai uitat că am cerut-o? Păi normal, tu ai cerut-o deja. Ce spas? Dar eu i-am luat degeaba inelul Ema. Ce să fac acum, să-l duc înapoi, e? Păi nici nu mai îmi dau aia banii la magazin pe el, pentru că zic că l-am folosit, normal? Păi tu vrei să o iei de nevastă pe Ema? Vroiam, mă, Chiorete, vroiam, dar nu mai pot din cauza ta. Păză, mă, nu vreți voi să purtați discuția asta în altă parte? Hai, mă rog eu frumos, nu de asta, dar să nu vă crap capul de... Tu du-te și cere fata că rezolvi într-un fel cu Gogoașa. Dar nu o fi și nu o fi, îi crap capul. Dar lăm masa. Masa? Corect! Ia-și! Umflatule, ai pus-o. E de la comandament? Bă, ai fost inspirat când ți-ai făcut bagajul, să știi? Mă dă afară? Păi nu e și cazul. Te-ai lăudat la toată România că o să te faci pornostar. Prost ești, bă, Gogoașe, bă.
Hai, mă, cu gogoșica și terminat. Ah, uite, uite, ți-am zis eu că funcționează. Hai, mă, du-te mai repede la Emma. Bang. Cum îmi dă bănuțul, cum vă fac plata imediat, ca să nu existe probleme? Foarte bine, vine, e o linie. Gogoașe, să dai banul, mă, că te crăp, hai că trebuie să-l plătesc pomul ăsta. O să-ți dau eu banul când o să-ți vezi ceafa aia mare și lată de bivol african. Batoză! Cred că a servit ceva, că mai primește țuică de la urmă. Bă, te termen, bă, dă banul, că dacă mai vezi tu bilet de voie semnat de mine până când o-i crăpa, bă! Nu-mi semnezi biletul de voie, nu? E, ce să fac, Mărlane, situația asta? O să mi-l semnez singur! Ha-ha! Dă ordinul! Da, domn sergent. Sergent? Și eu mă gândeam chiar să-i propun să... Lasă-l naibii de măritiș, fată. Suntem tinere, e și păcat. Distrează-te cât mai poți. Eu una îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă cere popozelul de nevastă. Păi mie îmi place să trăiesc așa, fără obligații. Da. Popozel. Ce faci? Ce sunt alea? Uite, niște flori. Mersi. Cu ce ocazie? Așa, cu nicio ocazie. M-am gândit să-ți aduc niște flori. Mă, tu iar ai uitat când e ziua mea de naștere. A, nu, nu, iubi. A fost. A fost, dar stai liniștit că m-am obișnuit să tot uiți așa. N-are nimic. Mersi. Stai, doamne, băi, nu mai trage, că-mi dai dracu' sacou, dar ce-o l-am plătit degeaba? Adică nu l-am plătit, că-l plătesc, că m-am promutat prietenul meu, Gogoșica, și-ți dau banii, numai prietene. Nu, că eu sunt ocupat. Eu trebuie să plec pe platoul de filmare. Păi, vă lasă, mămica, să filmați în spurcăciuni de-alea? Dar cine e bun să-i spună lui mămica așa ceva? Păi nu știe, n-a fost aceea din aori. Nu! Și oricum nu-i treaba, ei unde joacă fisul? Așa zici, mă, prăpăzitule! E, hai să vedem dacă e sau nu treaba mea! Să rămână, mămică! Cine a chemat tu mai că vă calc în picioare? Sătați! Tu sătați! Rămână, mămică! Te spart! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ce dolofanul, scauții și popotamul? Aaaa, nesimțitule! Ce are, mă? Ce elefantico, scauții și popotamul? Mamă, dar nu frec numai așa de elefantică, dolofanul n-o scot. Face 30-40 de drumuri până la ușă și când se întoarce să vezi ce subțirică ești. Atunci îi spun, ce faci, gloabă? Zamzu, pas în dreapta. Bogdan, jumătate pas după Zamzu, față. Bogdanelu? Da. Așa. Hai, atenție, liniște, merge. Se poate, mă rog. Ca
Ca așa liniștești definitiv și pe Mărlanu. Și cu ocazia asta îi faci și trânsul o surpriză. Cu ce socer, Chiori? Cu ce socer? Deci cum să liniștești și pe Mărlanu? Pe Mărlanu, că despre el vorbiți. Păi și el e puțin neliniștit, tu nu vezi? Nu ți-e clar că și el e neliniștit? Hai. Cu hai. Ce? Cu ce? Cucuru, cucu, aia, da. Paloma! Auzi, bă, păpăsta, dar eu nu înțeleg de ce râsul când nu te întorci. De ce? Hai. E bine, mă. Strică-mi tu mie personajul. Eu? Atenție, liniște, merge. De la început, da? Nu! Bă, dar nu-mi e de mine, mie. Da? Dacă n-aveai la îngură. Nu de la început, iau de aici dacă poți. Hai. Dar nu mi-e de mine, mi-e de Emma. Tu-ți dai seama ce să-i fac? Deci, fii atent. Lasă-o așa. Nu, poți simte, o simte fiara, o simte. Lasă-o. Gata? Hai. Și acționăm. Ah. Dar nu mi-e de mine, mi-e de Emma, tu-ți dai seama... Hai! Mă duc la aplaturile de filmare, șeful. De mâine încep. I-a dat domnul comandant voie. Dar dă-i-l n-ai bichiurete, că ne cere aia banii înapoi. Nu poți, bă. Ai nebunit? Tu ai uitat că... M-ai uitat, nu? Eu nu. Că eu sunt uitul nepo. Surprinzător, eu de data asta nu. Na. Tipul de astăzi, eu, Mărlanu Ferdinand I, mă înscriu în Clubul Abstinenților. Nu se mulțește, că el n-are nevoie abstinenții. Ei e nemuritori, mă. Și dumneavoastră o să deveniți nemuritori ca și ei? Bineînțeles, bă. Bandam! Ordona șeful. Ia pistolul și bagă-mi din nou glanțele albe, că nu m-am mai sinucit. Asta e legător, mă. Șeful, dați-mi pistolul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc. Ce faceți, domn sergent? Domn sergent chiar a devenit nemuritor. Nu-mi semnez biletul de voie, nu? E, ce să fac, Mărlane, în situația asta? O să mi-l semnez singur. Dă ordinul. Da, domn sergent. Loc repaus. Soldați! Drept! Soldați pe loc repaus! Soldați drept! Soldați pe loc repaus! Soldați drept! Pe loc repaus! Bă, dacă mai îmi anulezi odată cu mezile, nu știu ce fac! Dacă mi se par nejustificate, am să le anulez de câte ori vreau mușchii mei! Idiot! Nu mă mai faci idiot! Că dacă eram idiot, n-ajungeam eu dita mai sergentul! Orice idiot poate să ajungă sergent, idiotule! Eu, de exemplu! Eu, de exemplu, am ajuns sergent în urma unui examen, bă, tâmpitule, nu ca tine, păpile. Ne, și ce dacă am ajuns, păpile? Important e că am ajuns sergent. Toftici? Și ce, tu crezi că o să asculte cineva de tine? Cine vezi tu să asculte de unul gras, chelios, lipidinos și transpirat pe deasupra? Dacă până acum au ascultat de unul, o să asculte și de-al doilea. Aaaa, îl omor, nu, toți sergent, potoliți-vă, vă rog eu. Că dacă vă încăierați,
vă degradează pe amândoi. Da? Ce? Serios? Păi da, așa scrie la regulament. Ah, așa scrie. Păi și atunci te bagi, strașcă, ce te bagi, mă, ce te bagi, de ce nu lasă-și rezolvă problema că-l trebuie bărbat? Să te retrogradeze pe tine, ce te bagi, ce te bagi, ca să-i pită? Adică cum, ce să bagă, mă, idiotule, ce să... Să ne ajungem noi să degradeze, să rămâi tu șef, mă, dar ce te crezi tu că ești, mă? Bă, pupă, zătuși că nu ești prost, mă, tu ești băiat de ște, mă. Nu trebuie să rezolvăm problemele ca bărbații, mă. Ne întâlnim mâine, când te provoc la duel și ne vedem aici la orele 12 fix, mă. Șeful, vă trebuie mănușe ca să-l provocați la duel. Lasă-mă că-l provoc și fără mănușe. Te provoc la duel. Acces, mă, pămpalaule. Acces, mă, pămpalaule. Nu, 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 ați uitat potoliții-vă, așteptați până la duel! Ce te bagi, trașcă, ce te bagi, ce te bagi, lasă să-i rezolve problemele trei, ce te bagi! Tu ce te bagi, ajungi în locul meu, să te bagi! Nu, 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 pot să ajung sergent, uitați-vă! Nebunit! Gogoșică, tu ai nebunit, o să te împuște! E, te dat și eu n-am pistol? E? Și plus de asta, eu am mai mari șanse să-l nimeresc. Că e mai lat ca mine. Băi da, și are și stratul de grăsime mai gros. Ai gloanțe, Vidia? Nu? Păi atunci ia-ți măcar o vestă antiglonț, ca să luptați de la egal la egal. Păi nici de asta n-am. Păi dacă n-aveți de niciunele, băteți-vă și voi în ciorapi, ca în povești. Păi dacă ne batem în ciorapi, îl bat sigur. Da. E mort deja. Normal. Fată, are domn comandant vestă de asta antiglonț. A, mă duci. Nu. Nu, că dacă află de duel, ne omoară. Vezi? Nu te duci tu să-i o ceri? Eu? Da. Pentru ce? Îi zici că ai un proces din ăsta nașpa. Cu niște cămătari. Și că ți-e frică să nu te împuște interlopii, e? Ce zici? Amă, Gogoșică, nu pot să... Amă, te rog. Nu. Ce, vrei să mă împuște grasul ăla? Amă, Gogoșică, mă... Să mare iubitul tău. Și dacă se împușcă amândoi, că sigur se împușcă ăștia la cât de prost sunt, cine o să ajungă sergenți în locul lor? Noi? Genială idee a avut sergent Pupăză! Mersi, sergent Chiorete! Wow, sergent! Dar eu ce o să fiu? Prost, ca de obicei! Băi, dacă vrei să te avanseze cineva, nu trebuia să te bagi între ei, trebuia să-i lasă să se linșeze. Așa! Bun, caporal, dar eu nu m-am gândit că o să... Păi normal, trași, că noroc cu geniu, adică cu moi. Păi vezi, bă, băiatule, dar lasă trașcă. Lasă că o să-ți dau eu gradele mele de caporal să nu zici că ai sergent nașpa. Bă, dar să-mi fii loial și credincios, bătrașcă. Ia, mai subțire, adică bă, nu ți-e rușine. Bă, tu n-ai avansat bine, deja ai început să mitui la subaltern. Bă, eu dau dracu de prietenie și de tot dacă încep cu măgării dintre astea, da? Auzi, bă, tu mă ameniți pe mine, tu crezi că mi-e frică de tine? Ha? Bă, tu crezi că mie mi-e frică de tine în vreo clipă? Da? E, păi atunci te provoc la duele să vedem care e mai tare, dacă păi e păcea. Nu, stai. Ce te bagi, bă, ce te bagi, ce te... Bagă-te, trașcă, nu vezi că nu-i... Păi mă bag și potoliți-vă, dată, potoliți-vă ce n-ai, bă. Păi bagă-te! Păi prietenia voastră, cum să vă duelați doi prieteni așa? Păi da, cum să ce ai de pui să ne duelăm niște împită? Nu, potoliți-vă. Cum noi nu ne duelăm, trașcă. Așa. Plus că, cine știe, s-ar putea să nici nu avansați și atunci e chiar degeaba. Robește-ne tu. Cobea, dracu! Tâmpitule! Scârbă! Dă-mi aia înapoi! Păi trebuie la tribunal ca să nu tragă naibii interlopii aia în mine. Nu se poate, o am pe inventar și dacă mi-o găurești trebuie să o plătesc. Păi o plătesc eu! De prăjel din asta am sânzătul, te rog eu frumos, hai, lasă. Ce bocanj mi-ai dat, mă, idiotule?
Pe cei mai buni să trăim. Pe cei mai prăfuși, stâmpitule, ia uite ce-i pe ei. Dar nu sunt domn sergent, că de-abia adică i-am... Adică ce, nu sunt mai soldat? Sunt eu chiar cumva și nu văd că-s prăfuiți? Sau sunt tâmpit? Ia ieși soldat la soare să vezi cât praf este pe bocancii mei. Ieși, că nu spun, ieși odată, că mă torc cu mine toată curtea, ieși! Asta e. Ce, ce? Da, mai părând, nu așa, aici nu de la piață. Gata, băi, gata, ho, liniște. Liniște, păi vorbește-o. Băi, 1-2 cotă pentru gogoașe mi se pare foarte rezonabil. Nu mai insistați. Eu pun 100 de lei pentru mârlanul. Așa, foarte bine, 100 pentru... Ia vino cu apă, păză, vino cu ace. Să-mi mă... Păi mi-a zis, mă, că o să se împuște între ei. Păi și dacă nu se împușcă, mă, măcar cu banii să rămânem, dacă nu cu gradele. Apropo, le-ai comandat. Șefu, ați auzit? Sergenții vor să se dueleze. Vor să se împuște. Marfă, păi așa scap de doi proști dintr-o dată. Șefu, ați nebunit? Dacă moare vreunul din ei, o să ajungeți la pușcărie. Trebuie să faceți ceva, să-i opriți. De ce te obrați, mă? De ce te obrați? De ce te obrați? Ce vrei tu? Că vrei tu? Șeful. Îmi pare rău să vă spun, dar trebuie să rămână un singur sergent, pentru că doi ne amețesc de cap. There must be only one, cum zicea și eroul. Ce? Eroul? Eroul, șef. Duncan MacLeod. Ăla care tăia capetele la ceilalți nemuritori. S-a făcut și o operă după viața și spiritul lui, să știți. Mai popăză, tu nu încete să mă uimești. Ești o adevărată enciclopedie. Păi, nu mai bine te duci tu și te așezi în bibliotecă unde stă bine decât să mă plictisești pe mine. Ieși afară de aici! Ieși! Iar tu, du-te și schimbă-le gloanțele alea de război cu gloanțe oarbe să nu se împuște proștia. De fapt, schimbă gloanțele în toate armele din unitate. Că cine știe pe ce pun mâna aia și se pușcă? Hai, fugi! Ce vorbiți? Casa trebuie să fie neutră. Dumneavoastră ați pariat, deci sunteți direct interesat, nu? Adică ce fai? Eu sunt oț? Nu să trăiți, dar nici n-aș vrea să deveniți. Că vorba aceea, banul e ochiul dracului. Da, asta cam așa e. Dar de unde n-ai găsim noi un tântăloc care să nu se gândească la mișmașuri, hm? Omul nostru! Vă spun eu, mai bun ca el nu găsim. Auzi, Van Damme, n-ai vrea tu să fii bancă la pariurile noastre? Hm? Bine, dar cu o condiție. Dacă nu moare nimeni, banca ia toți banii. Să nu ziceți că nu v-am zis. Iute-o, bără! Când ajung eu cu numărătoarea la 10, vă întoarceți și trageți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu m-ai nimerit! Nici tu pe mine, chiriosule! Bă, pupăză! Ceva nu-i bine, mă, suntem prea departe, bă, și nu ne nimeni, să stăm noi mai aproape. Dă-ne și tu numără până la... 3. Păi da, dar o să fiți prea aproape și... Păi și nu asta vrem, deșteptule, să se nemerească unul într-altul. Genială idee, domn sergent, genială! Hai, pregătiți-vă și când ajung la 1, vă întoarceți și trageți. Cum adică la 1, n-ai spus la 3? Lasă la 1 ca să fim siguri că vă nimeriți, da? Atenție! 1! Stai tâmpitul de coarare, scoți ochii! Pentru că ce, tu scoți mi-a ochii, o să nu mai văd unde trag, să rămâi tu, sergent! Sunteți martori! A dat în mine! M-a lovit în cap ca să amețesc și să nu mai văd!
văd linia de ochire! Ăștia care ați spăriat pe mine o să pierdeți toți banii! Nu să Gora, gora, ce te faci, dracă, ce te faci, când te faci, nu trebuie să te faci, când te faci, te faci, taci! Stimați dueliști, comisia a hotărât că aici sunt condiții improprii pentru duel. Trebuie să ieșim afară. Corect, mă, afară să se vadă care e mai bun, mă. Deci, număr până la 3, după care vă întoarceți și trageți. 1, 2, 3. Ce faceți, domn săge, dumneavoastră, nu trageți? Băi, te trag. Păi ce să trag? Ce ai zis? Foc? N-ai zis foc. N-ai zis foc? Nu trag. Foc! Foc! Bă, ăsta e nemuritor! L-au făcut nemuritor abstinenția aia! Acum să vedem care-i șef Gogoașă. Și ăsta e nemuritor! Fiorete, eu zic să duci gradele de sergent la magazin înapoi. Ei, păi înseamnă că n-are cine să moară, deci banii... De astăzi, eu, Marlano Ferdinand I, mă înscriu în clubul abstinenților. Nu se mulțește, că el n-are nevoie abstinenții. Ei e nemuritori, mă! Și dumneavoastră o să deveniți nemuritori ca și ei? Bineînțeles, bă! Bandam! Ordona șeful! Ia pistolul și bagă-mi din nou glanțele arbe, că nu m-am mai sinucit. Asta e legător, mă! Șeful, dați-mi pistolul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc. Ce faceți, domn sergent? Bă, domn sergent chiar a devenit nemuritor. Nu-mi semnez biletul de voie, nu? E, ce să fac, Marlane, situația asta? Tipul de astăzi, eu, Marlano Ferdinand I, mă înscriu în clubul abstinenților. Nu se mulțește, că el n-are nevoie abstinenții. Ei e nemuritori, mă! Și dumneavoastră o să deveniți nemuritori ca și ei? Bineînțeles, bă! Bandam! Ordona șeful! Ia pistolul și bagă-mi din nou glanțele arbe, că nu m-am mai sinucit. Asta e legător, mă! Șeful, dați-mi pistolul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc. Ce faceți, domn sergent? Domn sergent chiar a devenit nemuritor. Nu-mi semnez biletul de voie, nu? E, ce să fac, Marlane, situația asta? O să mi-l semnez singur. Dă ordinul. Da, domn sergent. Sergent! Adică... Thank you.
Soldați pe loc repaus. Soldați drepți. Soldați pe loc repaus. Soldați drepți. Soldați pe loc repaus. Soldați drept. Soldați pe loc repaus. Soldați drept. Pe loc repaus. Bă, dacă mai îmi anulezi odată curbezile, nu știu ce fac. Dacă mi se par nejustificate, am să le anulez de câte ori vrea mușchii mei. Idiot. Nu mă mai faci idiot. Că dacă eram idiot, n-ajungeam eu dita mai sergentul. Orice idiot poate să ajungă sergent, idiotule. Eu, de exemplu. Eu, de exemplu, am ajuns sergent în urma unui examen bătâmpitule, ca tine păpile. Ne, și ce dacă am ajuns păpile? Important e că am ajuns sergent. Te oftici? Și ce, tu crezi că o să asculte cineva de tine? Cine vezi tu să asculte de unul gras, chelios, lipidinos și transpirat pe deasupra? Dacă până acum au ascultat de unul, o să asculte și de-al doilea. Nu, toți sergent, toți sergent, potoliți-vă, vă rog eu, că dacă vă încăierați, vă degradează pe amândoi. Da? Ce? Serios? Păi da, așa scrie la regulament. Ah, așa scrie. Păi și atunci ce te bagi, strașcă, ce te bagi, mă, ce te bagi, cine lasă să-și rezolvă problema că între bărbați? Să trebuie să mă gradeze pe tine, ce te bagi, ce te bagi, ca să-i pute? Adică cum, ce să bagă, mă, idiotule, ce să... Să ne ajungem noi să te gradeze, să rămâi tu șef, mă, dar ce te crezi tu că ești, mă? Cine crezi? Bă, pupă, zătuși că nu ești prost, mă, tu ești băiat deștept, mă. Noi trebuie să rezolvăm problemele ca bărbații, mă. Ne întâlnim mâine, când te provoc la duel și ne vedem aici la orele 12 fix, mă. Șeful, vă trebuie mănușe ca să-l provocați la duel. Lasă-mă că-l provoc și fără mănușe. Te provoc la duel. Accept, mă, pămpălăule. Accept, mă, pămpălăule. Nu, ați uitat, potoliți-vă! Ce? Te așteptați până la duel! Ce te bagi, trașcă, ce te bagi, ce te bagi, lasă să-și rezolve problemele trei, ce te bagi! Tu ce te bagi, ajungi în locul meu, ce te bagi! De fapt, știi că nu ești prost, mă. Corect, trebuie să ne rezolvăm problema ca bărbații. Tu nu râde că ai o cheie frumoși? Mi-a făcut asta în cap. Sigur. Bă, dar nu știam, mă, mă, mă. Ia uite, grijă are el de mine. Ce crezi că o să rămâi tu? Că o să știi că nu e o idee rea, mă, pupă, să... Stau... Să mai ai încredere! Dacă am scăpat de ăsta, că mă băgați special, gata, l-am luat de mâini! L-am luat de mâini! Păi tu ce crezi, mă, pupă, să... Ah, ce mă mai simte! Da, să te bagi, ce te bagi, mă, ce te bagi, lasă-și uita, ce te bagi! Ce te bagi, mă, ce te bagi, mă, cât tu ne bagi, mă, tine, stai că-i dreptat, mă, ce pupă, mă, că te bagi! Ok, mai și la duel dacă-i pe așa. Păi și eu te provoc, ia uite! Bătăliți-vă, ce naiba! Sunteți prieteni, nu cum să ajungeți la duel! Are dreptate. Da. Pare rău. Dar
Da, de unde n-ai găsit noi un tântăloc care să nu se gândească la mișmașuri? El e, el e, nici măcar n-a fost în stare să se împiedice. Ăsta e omul care ne trebuie. Bravo! Bravo, și-a pus ca omul în drum, dar nu s-a împiedicat. Păi ce mă, este prostul vostru? Tâmpitule, am vestea antiglonț, uite. A trus! E mort! Ce mă fac? Și numai din cauza biroului, vă spun. Dacă nu-i dați birou înapoi, o să încerce să... Neața, șef. Sper că cu mine vorbești. Ba, cu mine a vorbit, sergent, că s-a adresat în această direcție, da? Așa, mă? Nu, șeful. Salutul a fost pentru amândoi. Miți, popă, să miți ca un ordinar, că dacă era pentru amândoi, era salut șefilor. Că era la plural, dar nu știu dacă cunoști tu termenul ăsta. Zi pe cine-i salutat de termen. Pe dumneavoastră. Ce? Așa faci, caporal? Nu respect superiorul? Drept! Pulcat! Drept! Pulcat! Domn sergent! Ia-mă loc în pat când de zic. Vă mulțumesc, șeful. Să trăiți cu respect. Vă zici, bă, Gogoașe, ce înseamnă respectul față de adevăratul superior? Bravo, bă, Popasă! Bună dimineața, domn sergent! Adică, la cine te referi? La... Dar nu-i nevoie că dumneavoastră știți care sunteți sergent, nu? Ba e pupăză, că vrem să vedem pe care de sergenți îl salut primul. Lasă, sergent, nu-i nevoie. N-am nevoie să mă salute amărâtul ăsta. Păstrează-ți lingăul. Eu am oamenii mei care să mă respecte, da? Chiorete? Ordonați, domn sergent. Vreau să mă dau jos din pat. Am înțeles, să trăiți. Ce faci, Chiorete? Eu ordin, domn sergent. Vă zici, bă, amărâtule, ce fac oamenii mei pentru mine? Asta înseamnă să fii șef adevărat. Șef adulat. Ce te-au spus, mă, să pune mâna și calță-mă, că te nebunesc. Bagă-ți în picior, bagă-ți. Nu cu tot cu față, că iese bătători. Așa. Van Damme? Înviorarea de dimineață. Ce? L-ai luat și pe ăsta? Da. Toftici? Ai zis chiar focul. Aha. Și ăștia ei mei, verde stop, treceți cu ce aveți, șeful? Ce am? Am cărcel. Treci cu ce să faci masaj. Haide amândoi.
Bună dimineața, bun, drept, mare și viteaz șef! Ai auzit? Adică cu mare trașcă! Adică voinic, impozant, puternic, nemai întâlnit, șef! Ai auzit, bă, papagalule, cum se salută un conducător adevărat, unul de-asta impozat? Bună dimineața, împărăția ta! Și alea pe voi, chiorete! Costume romane, domn sergent, așa a ordonat împăratul, că s-a proclamat imperator. Imperator! Costelus Donuțian, de acum să mi te adresez cu ave, muritorule. Mulți, bă, ce tragi, nu vezi că-s mulți? Bași după ce-ar șafuri și voi că vă termin. Că da, vreau să fiu și eu operator. O să fiu cel mai mare, o să fiu... O să... Zi un nume de-asta. Caligula, domn sergent. Așa, azi înainte o să fiu și eu Caligula. Știi tu că-i tare ăsta? Domn sergent, ăsta e cel mai tare și cel mai mare. Ăsta le-a tras-o la toți, la propriu. Trage-mă, scoate că mi-ai prins limba. Super! Deci începu de azi! Eu, Mărlanu Ferdinand, întâiul, o să fiu Caligula! Ave Caligula! Și o să ți-o trag mai ales ție, gogoașe! Pardonus! Costelus Donuțian! Ave Costelus! Ave Caligula! Ave Costelus! Ave Caligula! Ave Costelus! Ave Caligula! Ave Costelus! Ave Caligula! Dar du-te, mă, acolo să vezi ce naiba fac ăia! Vrei să-ți întoarcă unitatea cu fundul în sus? N-au decât să o întoarcă. Oricum nu o să mai fiu comandant. Te rog eu frumos, acum lasă-mă că sunt în convalescență. Vreau să mă odihnesc, da? A, și înainte să pleci, treci și pe la aia și spune-le să-și ciocnească imperiile, dar în liniște, că eu vreau să dorm, da? Ave Costelus! Așa sunteți, mei! Arătați-i veneticului gloria imperiului nostru! Fortrazi gloria mundi! Adică... Continuați! Veneticul tău a lovit-o pe șefa! Ce dacă a lovit-o țâmpitoie? Cine a pus-o să intre în arenă? Ce naiba, Coloseum ăsta-i... Pasaj pietonal sau ce mama dragoie? Nu voi? Adică? Adică să zic că mersi că n-am mâncat o lei. O să ne luptăm și cu lei, împărate? Împărate! Normal, trașcă! Eu v-am spectacol, mă, ruga pârlitul ăsta. Ce vrea gloata, aia îi dau, mă. Plebea vrea pâine și circ, îi dau pâine și circ, mă. Luați pâine! Luați pâine, plebea! Ești atât de previzibil, Mărlane! Of. Luați aici, băi! Luați azi! Luați de la mine! Ce faci, mă? Cum ce fac? Le dau și un guliță, păi ce vrei să mănânce sarea aceștia? Pâinea ta goală! Luați muritori! Și un guliță de la mămica! Și un guliță și spectacol! Un pachet oferit numai de Donuțian! Costelus Donuțian! Azi chiar făcut pretolieni!
La luptă! Lăsați mâncarea! Lăsați-o, naibii de luptă, vitejii mei, că vă dă băiatul un spectacol de 10 ori mai mișto! Ia și învață. Să intre vestalele! Cucoașe, cine astea, mă? Viitoarele mele partenere din film. A? Toftici? Epuraș, treci și dansează-mi imediat aici că te termen. Dar nu pot, șef, eu sunt femeie gravidă. N-am voie să fac mișcări bruște. Treci când îți ordonă les maestatea mea. Les maestate, să știți că eu nu accept așa ceva. E nevasta mea și e însărcinată, da? Treci că eu te cer, nu mă enerva că ți-o dau la lei una, două. Treci aia ce fai. Panaram. Iepuraș, ne mișcă mai cu talent, da? Vă duci gogoașa? Ajunge. Uite, la mine n-ajunge. Dar nu mai pot, șeful. Dansează, am zis. Împăratul are nevoie la baie. Imediat, mărite împărat. Și împăratul are nevoie la baie. Du-te caută o liță, că după aia cred că s-a dus vandame. Ce? Poftiți, luminate! Împăratul, vreau și eu la toaletă. M-ar și face și mie rost de un mijloc ăsta de transport. Ce-s mai prost? Păi, domn Sergiu... Împărate, ăsta este singurul căruț din unitate. Ce mai interesează pe mine? Căutați, dobitocilor! Căutați, căutați și lăsați că caut eu, că dacă stau după voi, o să rămâi pietor. Oh, Dumnezeule! Doamne, ce-ați spus? Doamne, doamne! Doamne! Ce vrei, sergent? Mă întrebam dacă aveți cumva un cărucior de la de piață, de la tarabe. Nu, n-am. Nu? Nu. Mersi! Opriți! Te agiți degeaba, Caligulo. Ăsta e singurul împărat mobil din unitate. Bine, bă, fratule, să vedem cât timp mai e. Ce să știți că cocoașa la cărciorul de la magazin și nu... nu... Șeful! Oh.
Șefru, dai și mie căruțul un pic ca să... Dacă, numai dacă vă sculați ca să iau, ca să... ca șef... Atențion! Hop! Adică-l focul! Ia stați puțin aceea, șeful, la aer, așa să... Luați o guriță de aer. Mă uitați la păsărici, la... Ce vreți dumneavoastră? Stați așa la uscat, o leacă? Ce-ar picioarele astea, leacă, mai de... acum... Oricum era defect. V-am spus eu că o să mai încerce. Trebuie neapărat să-i redăm biroul. Altfel o să-l avem pe conștiință. Dumnezeule, Doamne! Ce-ați făcut, domn sergent? Stai în gură, trecea și la spatele meu și tu m-am pinț, da? Împăratul vrea să facă o plimbare, gogoașă, în pijamă. Tai-ți vena, fraiere, toftiți? Ce fără de-ați, asta e limuzină de lux, bă, 4x4x4. Dar-i trebuie mai mult să ai putere, că de-aia e puternic. Ce faci și tu? Șiful, dar eu sunt însărcinată, n-am voie să depun efort. Trece, am zis. Ați înnebunit? Vreți să pierd sarcina? Cum te adresezi împăratului slavă, obrazică? Mă rog, nu mai dați, stresăm bebele. Mișcă, treci! Ați zis că ai putere, nu e puraști. L-a polit tocmai unul de-al lui. Bravo, Brutus! Iotule, Brutus... L-am pocnit pe Cezar, eu sunt Caligula! Suntem liberi! Nu mai suntem sclavi! Suntem liberi! Suntem liberi! Voi ce vă bucurați, fraierilor, că numai noi suntem liberi! Voi suntem sclavi în continuare! Fraierilor, noi suntem liberi! Noi suntem liberi! Da, asta nu cu atrașă. Stai, Chiorete! Chiorete, ce e de gând? Eu sunt imperatorul tău, Chiorete! Ce vrei să faci cu ăla? Să mă eliberez din sclavie. Dar de ce, Chiorete? Cum adică? Adică vrei să faci răscoală? Dar cine te crezi? Spartacus! Suntem liberi! Suntem liberi! Nu mai suntem sclavi! Suntem liberi! Suntem liberi! Nu mai suntem sclavi! Nu mai suntem sclavi! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Să-l stăpâniți sănătos. Vă mulțumesc. Aveți grijă, da? De acum sper că o părăsi gândurile alea sinucigașe. Dar nici nu am avut... Lăsați că știm noi că dacă ce soția a încercat, doar am găsit o leșinată, ce Dumnezeu. Hai succese. Ce să auzim de bine? Sănătate, mai bine. Mai bine. Yes!
biroul meu. Ce căuta șeful în camera mea? Nu mai atac, Chiorete. S-a rechiziționat. Toftici? Ia să vedem, ce faci acum? Nebunești iară? A! Dar e dreptul meu să-și atacii. A fost dreptul tău. Nu mai ai niciun drept. De ce? Că așa vrea mușchiul meu. Ia, ce o să faci acum? Dreptate. Mă, tu m-am meniți pe mine? Mă, ce te crezi? Spartacus! Măi, Chiorete! Chiorete! Mă, potolește-te! Eu am glumit când ai zis că vreau să nebunești. Glu, 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 glu! Măi, Chiorete! Glu, glu! Stai! Chiorete, mă potolește... Sărcă de crap! Chiorete, potolește-te! Vezi? Eu ți-am zis că nu-i trece. Trebuia să-l și avansăm. Ai dreptate, că așa îi dăm încrederea în el. Normal. Bună dimineața, împărăția ta! Ce? Am vrut să te încrunt. Da, așa. Bună dimineața, împărăția ta. Belește ochii că ești așa și atunci. De acum așa să mi te adresezi, muritorule, cu ave. Nu mai smulge, mă! Mă, după ce... Lăsită la mine că am băgat-o pe aia cu ave. Da, da, Caligula, o să fiu și eu. Ăsta a fost mare, mă. Cel mai mare și cel mai tare. Domn sergent, ăsta le-a tras-o la toți. La propriu. Super. Ăsta a tras-o la toți. Super. Ave! Bravo, Trașcă! Ca să ne care cel mai lingău dintre noi.